Situația mea încă a rămas la fel, una incertă, pentru că am mai declarat-o și o mai declar, îmi doresc foarte mult să plec și sper să mă înțeleagă, să fiu înțeles. Înțeleg și cu clubul pe partea lor de, nu știu, de legi, ce legi depind de ei, pentru că știu că nu e normal să mă lase liber, dar am încercat să le aduc o ofertă pe mine, acum se negociază, se analizează bine oferta. Nu este o ofertă așa atractivă pentru ei, pentru că la momentul ăsta cam atât valorez cât a venit pe acea ofertă, dar sper să mă înțeleagă, să o analizeze și să mă lase să plec, pentru că asta e dorința mea cea mai mare, am mai spus-o. Nu vreau să fiu ținut cu forța, nu vreau să fiu ținut ca, nu știu, da, să mă țină la echipă fără ca eu să mai îmi doresc. Cred că este un lucru foarte urât din partea lor dacă se va întâmpla acest lucru și sper să mă înțeleagă din inima. Poți să ne spui și de unde este oferta? Deocamdată nu pot să fac așa. E din România? Hai să o luăm altfel, că nu, atunci nu insiste. Din România sau din străinătate? Din România este oferta. Din România. Am înțeles. Brestanțe sunt la voi? Da, pentru că toată lumea spune, sau am trăit așa mult timp cu impresia că o echipă aflată în insolvență are salariile la zi și așa mai departe. Nu e cazul. Deci nu e cazul. Numai la noi în România cred că se poate întâmpla acest lucru, ca nici în insolvență să nu poți să ții salariul. Adică să ne facem așa un exercițiu de imaginație: dacă echipa continua să joace în Liga 1, să zicem că existau interesante salariale, erai un jucător care erai mediocru în echipă, îți depuneai memorii, riscai. Dacă îți depuneai memorii să faci rău clubului, riscai să fii scos din echipă și să fii, nu știu, marginalizat pentru că își cereai bani. Că așa se întâmplă la noi în țară. Nici cu insolvența nu cred că mai poți să fii sigur dacă îți iei bani. Cam așa ajunge. La cam ce perioadă cam ce perioadă se întindeau restanțele astea? 2 luni? 3 luni? Așa cum se întâmplă? Nu, asta e prima dată când avem. Până în acest moment n-am avut restanțe salariale. Dar de când, înainte de baraj, au existat, s-a spus că, nu știu, că ni se va da din bani din televiziune, dar faptul că se pare progradată a dăunat foarte mult și în acest moment se vor face 3 luni de zile pe 15 iulie. Deci peste 2 săptămâni, practic, se fac 3 luni de când ai luat ultimii bani. Exact, da. Da, interesant. Și acum nu am nevoie de, cum am spus, nu mi-am depus memoriu, nu am nevoie de acei bani, sper să mă înțeleagă și sper să, nu știu, să analizeze foarte bine ce au de gând să facă cu mine și să pot pleca. Dar, na, acum depinde și de ei foarte mult, nu mai depinde de mine. Deci tu ești dispus să renunți și la banii pe care îi mai ai tu de luat? Adică nu, normal, nu se pune problema. Nu a intrat în dar stai puțin, că vezi că până la urmă vă obișnuiți voi ca jucători cu chestia asta, nici nu se pune problema. Adică cum să nu se pună problema să nu iei banii pe care tu trebuie să-i primești conform contractului și pentru care ai muncit. Înțeleg situația ta. Dar, având în vedere situația clubului, nu se pune problema, pentru că este situație de insolvență. Eu nu pot pleca jucător liber, am încercat să aduc o opțiune de a putea pleca, pentru că altfel eram blocat dacă nu există această opțiune. Nici în acest moment nu sunt sigur că mă pot lăsa să plec, dar sper în răsputeri să-i conving și să mă înțeleagă și ei pe mine. Și, na, să ajungem la un numitor comun, ei cer pe tine o sumă prea mare, spui, față de cât poate plăti echipa de la care ai ofertă? Sau care e, practic, piedica? Da, ei în acest moment, nu știu, ei mă evaluează conform cotei care sunt în prezent, care e în piață în acest moment, dar... Și care e aia? Vin cu ei, nu știu, undeva la 300.000, 250.000, cam cât valorez eu pe transfer market, dar... Ei au înțeles că nu pot lua acești bani pe mine, având în vedere că echipa a retrogradat, și au redus acea sumă. Dar în acest moment n-au venit echipe care să poată achite acea sumă, din prisma faptului că eu n-am jucat de 6 luni de zile și asta e o problemă foarte mare, sau 3 luni de zile câte sunt. Da. Și nimeni nu cred că vrea să dea bani pe un jucător care a stat pe tușa atâta timp. Ei au înțeles lucrul ăsta și am încercat eu să aduc alte variante. Asta e singura... Tu cât mai ai contract cu Dinamo? Cât ai mai avea contract? 2 ani. Încă 2 ani de acum înainte? Da, 2 ani. Da. Și cu cine discuți la Dinamo? Cu care e persoana cu care discuți? Cu domnul Zăvăleanu. În mare parte, dânsul m-a înțeles pe mine și mi-a dat și detalii vis-a-vis de problemele pe care el le are din punct de vedere al insolvenței, pentru că se judecă diferit față de un club normal.
L-am înțeles, dar nu știu, sper să mă înțeleagă și el pe mine, bă, pentru că cu toate că insolvența asta, nu știu, ajută, nu ajută un club, dar până la urmă, dacă jucătorul nu-și dorește, nu înțeleg legile astea cum sunt făcute. Nu poate să stea un jucător să-ți dea randament, nu te mai folosești de el. Decât să risc să-l pierzi pe gratis peste 2 ani zile și să închei și cariera jucătorului, că poate nu va mai prinde niciun contract, mai bine lasă pe o sumă oricât de mic ar fi, dar știi că e ceva, nu? E adevărat și asta, dar acum ca să încheiem, că știu că nu poți sta prea mult, dacă nu ți-ai luat banii 3 luni de zile, depui memoriu, nu devii jucător liber de contract? Nu e chiar așa ușor, nu e chiar așa ușor, pentru că au timp, au 15 zile să te achide toți banii, nu pot pierde așa ușor un jucător. Nu, mă gândesc la situația în care Dinamo, în loc să ia, să zicem, 100.000 de euro pentru tine și să nu-ți mai plătească ție salariul 3 luni din urmă, să fie în situația să nu ia nici banii și să fie obligată să-ți plătească salariul 3 luni din urmă. Da, dar nu se va întâmpla asta, nu cred că se va întâmpla asta. E foarte greu de crezut acest lucru și nu vreau să mă ajut cu ei. Da. Am mai avut odată un proces cu Dinamo în martie anul trecut, cu Memoriu, tot la fel. E foarte, foarte, foarte greu. Nu ai nicio șansă ca jucător român în România, cu Memoriu este foarte greu. E foarte greu să câștigi, vă spun sincer. Nu există șanse foarte mari, pentru că sunt anumite legi de, nu știu, clubul câștigă mereu. Nu știu ce se întâmplă, dar clubul câștigă mereu. Bă, sigur, întreb așa, ai fost la sindicatul fotbaliștilor, ai întrebat, ai încercat și acolo să te ajute, să-ți dea da, un... Da, dar ei pe partea insolvenței nu se bagă pentru că e diferit la ei. Memoriul se urmărește la alt tribunal, nu se urmărește la tribunalul lor, adică există riscul, există riscul să devină un fotbalist într-o astfel de situație un adevărat sclav al unei echipe aflată în insolvență. Nu vreau să folosesc cuvinte astea, că sunt cam dure, dar na. Da, ăsta e adevăr. Este, într-adevăr, dificil, pentru că na, numai la noi România. Eu sper din suflet să mă înțeleagă clubul și eu l-am înțeles pe el, dar sper să mă înțeleagă și pe mine și să ajung la un numitor. Ți-au promis un răspuns în curând, că bănuiesc oferta pe care o este de la echipa de Liga 1. Răspunsul l-aștept. Încă nu a fost unul negativ pentru mine, dar încă analizează oferta, a zis să mai aștept câteva zile și am răbdare. Sper să vină un răspuns pozitiv pentru mine și să pot pleca. Mulțumesc, Ricci, să-ți meargă bine!